भाजी पकड़ेगी तू। ओ भाजी थोड़ा माल टाइट रखो यार। Săptămâna aceasta, lucrările de pe șantierul amenajat la clădirea de pe strada Independenței se desfășoară mai alert, după angajarea a 23 de muncitori indieni. Yes, I am Punjabi. I'm from India, in Punjab. Sunt din India, Punjabi. Am venit să muncesc aici la companie. My company is Rotary. România is very, very... România este o țară frumoasă și suntem foarte fericiți aici. You are the first time in Romania? Da, pentru prima dată. Partea tehnică și patronatul nostru, împreună cu firma de selecție, au mers în India, au văzut și de acolo au spus ei că au adus cei mai buni muncitori pe care i-au găsit acolo. Și probabil India fiind mare, într-adevăr ne-au adus muncitori buni. Pentru primele 3 sau 4 zile, prima impresie, dar ea nu poate fi o impresie pe deplin confirmată de realitate, pot să spun că oamenii își fac datoria, lucrează într-un ritm altfel decât suntem noi învățați. Noi românii suntem un popor foarte muncitor, cam obosim din cauza că nu știm să alergăm. Ei lucrează poate într-un ritm puțin mai lent, dar lucrează într-o constantă și ceea ce este cel mai important, nu părăsesc locul de muncă acolo unde au fost puși, sunt foarte disciplinați și foarte docili și fac treaba cu temei. Unii dintre indienii sosiți la Buzău au experiență îndelungată pe șantiere din alte țări. Am muncit și în alte țări. În Dubai, de exemplu, am lucrat la clădiri foarte înalte. Big tallest building in Burj Khalifa, 165 story, I work 2 years. Am lucrat 2 ani, iar aici la fel, fără probleme. No problem. Romania people is very good. Sunt fericit în România. Românii sunt foarte buni. But here some problem is only language. Am ceva probleme doar cu limba. Mâncarea e bună și cazarea de asemenea este foarte bună. Accommodation good and other Romanian all people is very happy. Very good Romanian worker. People is good. Pe indieni a atras câștigul mult mai mare pe care îl au în România. Sunt mulțumiți și de faptul că reprezentanții angajatorului sunt implicați să le ofere condiții bune de muncă și de cazare. Primim bani foarte mulți aici în comparație cu India. De asemenea, toți muncitorii au venit aici pentru mai mulți bani, pentru că în India orice ar face nu ar primi un salariu atât de bun. Aici am văzut că responsabilii de șantier se ocupă personal de muncitori, dacă sunt mulțumiți de mâncare, de condiții. Este cel mai important lucru, să vedem că cineva are grijă de noi, poate așa mai uităm de dorul de casă. De ce nu au fost angajați însă români? Reprezentanții companiei bucureștene spun că există o criză a forței de muncă autohtonă, dar oricând sunt bineveniți și lucrătorii români. Nivelul de salarizare în India, cred că știți că e undeva la vreo 20-25 de euro. Pentru ei salariul nostru din România e o mină de aur. La fel cum salariul minim din țările vestice e tot o mină de aur pentru români. Așa e viața, așa e făcută. Asta nu înseamnă, la fel cum am făcut un apel și la celălalt post de televiziune, că dacă muncitori români din Buzău, zidari, mozaicari, faianțari, vor să se angajeze la acest șantier, la firma Rotary, firma Rotary e deschisă pentru meseriași, cu salarii bune. Pentru muncitorii indieni, compania constructoare a amenajat un dormitor, vestiare și o bucătărie în incinta imobilului aflat în reabilitare. La sfârșitul anului vor mai sosi peste 15 muncitori, tot asiatici.